New York este primul stat american care a anulat alegerile prezidențiale primare democrate programate pentru luna iunie ca urmare a pandemiei de coronavirus, cu peste 290.000 de cazuri de coronavirus confirmate și 22.000 de decese. New York este statul cel mai lovit de virus în SUA. Acum o lună, primarul de New York anunța amânarea alegerilor pentru luna iunie, așa cum au făcut-o și alte state, dar New York este primul care în general le anulează. Joe Biden și fostul său contracandidat Bernie Sanders îl acuză pe Donald Trump că ar putea folosi această scuză și pentru a amâna alegerile prezidențiale din toamnă în noiembrie. După săptămâni de închidere, americanii din câteva state au putut să iasă în stradă, însă cu mare precauție. Primele plaje și parcuri de stat s-au deschis, câțiva barbieri s-au întors la muncă. Chiar și unele restaurante se pregătesc să servească din nou clienții la mese întinse de la distanță. Statele Unite au deja peste 57.000 de decese și peste 1.000.000 de cazuri de infectare confirmate, fiind de departe cel mai afectat stat la nivel global.